e o performanță importantă. O minge aruncată spre careul lui Bodea. Mingea este recuperată de Zaharia. Zaharia pătrunde pe lângă Costin, minge în fața porții și este gol! Gol pentru Poliaș în al doilea minut de prelungire. Becui reușește să fie omul potrivit la locul potrivit și să trimită în vincul porții lui Bodea. Egalează echipa lui Flaviu Stoican. Revedem acțiunea lui Zaharia. Excelent, lasă petre balonul pentru Becui, iar reluarea acestuia este imparabilă pentru golkeeperul arădean. Foarte frumos șutul reușit de Becui.